Măsuri extreme la serviciul vamal din Republica Moldova. 6 inspectori vamali vor fi eliberați din funcții după ce ar fi comis mai multe încălcări grave ale legislației, precum și ale normelor deontologice. 3 dintre inspectorii propuși spre concediere activează în cadrul postului vamal Costești. Potrivit anchetei, aceștia au admis introducerea în țară a mai multor autoturisme cu numere de înmatriculare străine, care aveau expirat termenul maxim de aflare pe teritoriul Republicii Moldova. Alți 2 angajați și-au însușit ilegal mai multe pachete de țigări după ce au fost ridicate de la mai mulți cetățeni. Încălcările au fost consemnate la postul vamal Leușeni. Propus spre eliberare din serviciu este și un angajat al postului vamal Sculin. Acesta este sancționat pentru a permis introducerea în țară a mai multor loturi de încălțăminte uzată, care, conform legislației, este prohibită la import. Mărfurile au fost reținute în cea de 2 linii de control. Cercetările preliminare au indicat asupra faptului că microbuzul în care au fost găsite bunurile a traversat frontiera prin postul vamal Sculin, fiind stabilit și inspectorul care a autorizat trecerea. Propus spre eliberare din serviciu este și un angajat al postului vamal Sculeni. Acesta este sancționat pentru că ar fi permis introducerea în țară a mai multor loturi de încălțăminte uzată, care, conform legislației, este prohibită la import. Mărfurile au fost reținute în cea de-a 2-a linie de control. Serviciul vamal solicită cetățenilor să sesizeze orice abuzuri sau fapte de comportament corupțional comise de către angajații instituției. Acestea pot fi denunțate la linia specializată anticorupție a serviciului vamal.